Clădirea Spitalului Județean de Urgență Buzău va fi consolidată și reabilitată termic cu bani europeni, dar și de la bugetul județului. Convocat în ședință extraordinară, Consiliul Județean Buzău a adoptat astăzi o hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului, consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor Corp C1 și C14 Spitalul Județean de Urgență Buzău. La finalul ședinței, Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean, a anunțat că proiectul a fost trimis astăzi în vederea aprobării finanțării în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Astăzi, tocmai de-aia, și-a fost bine că am convocat că președința încă de la ședința ordinară, astăzi trebuie să urcăm în transmis toate proiectele noastre, mă refer la cele patru clădiri, trebuie să, până la ora 0, ca să zic așa, trebuie să încărcate ca să putem să accesăm aceste fonduri europene. Deci ăsta a fost și scopul acestei ședințe. Tot astăzi au fost trimise spre finanțare cu bani europene alte trei proiecte ce vizează consolidarea și reabilitarea energetică a unor clădiri din județ. Centrul Militar, Serviciul Județean de Ambulanță, ambele din municipiul Buzău, dar și un corp de clădire de la Spitalul Pârscov, care, pe viitor, ar putea găzdui o secție exterioară a Spitalului Județean pentru servicii de îngrijiri paliative. Acum vrem să reabilităm pe fonduri europene un alt corp de clădire unde probabil, nu probabil, mai mult ca sigur, venim în întâmpinarea cetățenilor și de ce nu a specialiștilor din Spitalul Județean de Urgență, unde ne-am gândit și este normal să fie așa, poate să fie un centru de paliative și așa mai departe. Mai avem și, dacă tot vorbim de sănătate, și clădirea care e tot vorba de sănătate, dar nu aparține, mă refer la instituție, în niciun fel Consiliului Județean, mă refer aici la salvare, la Serviciul Județean de Salvare, unde și acolo clădirea trebuie reabilitată. Și apoi trecem la ultima, să zicem, poveste, clădirea fostului CMJ, Centrul Militar Județean. Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a clădirii Spitalului Județean este de 228,7 milioane de lei, dintre care mai bine de jumătate sunt fonduri europene, restul cheltuielilor fiind asigurate din bugetul județului. Durata de execuție este de 34 de luni, iar lucrările sunt complexe. Se au în vedere consolidarea structurală și anveloparea termică a clădirii, înlocuirea completă a tâmplăriei exterioare, dar și a instalației electrice și sanitare, precum și dotarea cu sisteme eficiente de iluminat și climatizare. Clădirea Spitalului Județean Buzău, de pe Bulevardul Stadionului, a fost inaugurată în anul 1973.